tuturor! Sunt Praga Lidia, profesor de informatică la Liceul Teoretic Gheorghe Sache, municipiul Chișinău. Astăzi vom prelungi studierea Unității de Învățare Tehnici de Programare, tema Metoda Trierii. Termenii cheie: tehnica de triere, complexitatea metodii de triere, domeniile de aplicare a metodii de triere. La lecția precedentă am atenționat că multe probleme de o reală importanță practică pot fi rezolvate cu ajutorul unor metode standard denumite tehnici de programare. Astăzi vom face cunoștință cu metoda trierii. Triere. Ce înseamnă triere? Din DEX avem că triere înseamnă acțiune de a tria și rezultatul ei. Selecționarea, alegerea, începură, apoi trierea scrisorilor. A tria, a împărți în grup pe obiecte sau de ființe pe categorii, după anumite criterii, separând, alegând, a selecționa, a clasa. Avem un exemplu din viața cotidiană. Nu uităm, un mediu curat începe cu tine. Metoda trierii este o metodă ce identifică toate soluțiile unei probleme în dependență de mulțimea soluțiilor posibile. Soluțiile sunt reprezentate prin valori care pot fi de tipurile integer, boolean, char, subdomeniu, enumerare. Descrierea metodei. Fie pe o problemă, soluția căreia se află printre elementele mulțimii S cu un număr finit de elemente. Soluția se determină prin analiza fiecărui element S din mulțimea S. Schema generală a metodei. Avem un ciclu în care I ia valorile de la 1 până la K și se verifică dacă soluție posibilă S din I, atunci prelucrarea soluției S din I. Deci, soluție posibilă este o funcție booleană care returnează valoarea true în cazul când SDI satisface condițiile problemei și false în caz contrar. Prelucrarea soluției este o procedură care efectuează prelucrarea elementului selectat. Schema de aplicare a metodei. Deci X ia valoarea lui SD1. Dacă X satisface condiția problemei, atunci includem X în soluție. Apoi verificăm dacă S există, în S există elemente necercetate, atunci X este un element necercetat din S. Revenim la început, adică verificăm dacă X satisface condiția problemei și așa mai departe. În cazul când X nu satisface condiția, nu se face nimic. În cazul când nu mai avem elemente necercetate, ieșim din această secvență. Următorul exemplu. Fie dat următorul exemplu. Se consideră numerele naturale din mulțimea de la 0 la n. Se cere de elaborat un program care determină pentru câte numere K din această mulțime, suma cifrelor fiecărui număr este egal cu N. În particular avem că pentru N egal cu 100, M egal cu 2. În mulțimea de la 0 la 100 există 3 numere care satisfac condițiile problemei. 2, 11 și 20. Deci K este egal cu 3. Avem scris programul. Am să-l deschid cu ajutorul compilatorului. Deci avem compilatorul primat care execută algoritmul Pascal. Deci pentru a executa, introducem datele de intrare. Eu am introdus 102, deci corespunzător valoarea limită a lui N este 100, suma cifrelor este 2. Activez F9 de la tastatură sau butonul de executare. Apare rezultatul I egal cu 2, I egal cu 11, I egal cu 20
și K egal cu 3, adică avem 3 numere care satisfac condiția problemei noastre. Și aici avem ilustrat fereastra de ieșire, output, adică rezultatele execuției acestui program. Complexitatea temporară a algoritmului respectiv este de ordinul N. În algoritmi bazați pe metoda triggering, mulțimea soluțiilor posibile S se calculează implicit sau explicit. Implicit este în cazul când elementele din mulțimea soluției posibile pot fi enumerate direct. În cazul problemelor mai complicate, generarea soluțiilor posibile necesită elaborarea unor algoritmi speciale. Operațiile legate de prelucrarea mulțimilor sunt reuniunea, intersecția, diferența, generarea tuturor submulțimilor, generarea elementelor unui produs cartezian, generarea permutărilor, aranjamentelor sau combinărilor de obiecte. În concluzie, vom spune că metoda trierii este aplicată doar în scopuri didactice sau pentru elaborarea unor programe al căror timp de execuție este critic. Avantajele metodei sunt: programele sunt relativ simple, depanarea acestora nu necesită teste sofisticate, dar avem dezavantaje. În majoritatea problemelor de o reală importanță practică, metoda trierii conduce la algoritmii exponențiali. Algoritmii exponențiali sunt inacceptabili în cazul datelor de intrare foarte mari. Atât pentru ziua de astăzi. Salutare!